referitor la plata acestor operațiuni. Vă rog, ascultăm. Da. Deci nu am înțeles foarte clar. De exemplu, la ultimul articol, care este 12 din plan, zice contravaloarea tratamentelor corespunzătoare obiectivelor din programul unitar de acțiune și confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice prin documente de lucru prevăzute anterior, se suportă de aceste persoane sau de către autoritatea administrației publice locale în baza hotărârii de aprobare adoptate de Consiliul Local. Deci două aspecte de aici. Dacă se face, să înțeleg, dezinsecție la subsol, oamenii trebuie să plătească, da? Și dumneavoastră spuneți că obligativitatea este să faceți dumneavoastră. Am vorbit mai devreme. Și aici zice că poate să plătească și administrația publică locală tratamentul ăsta. Nu, nu spunem mai bine. Nu, nu, nu. Aici face referire doar persoane fizice și juridice. Articolul 12, aliniatul 3. Deci, în baza hotărârii de aprobare adoptată de Consiliul Local. Deci, la 1, plata se face în baza contravaloarea. Deci, spune că plata poate fi făcută și de autoritatea publică locală pentru persoane fizice și juridice. În baza unei hotărâri de Consiliul Local? Nu. La articolul 3, se da. Spune așa, contravaloarea tratamentelor, da? Corespunzătoare obiectivelor din programul unitar de acțiune și confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice, da. Corect. Documente de lucru, se suportă de aceste persoane, da. Sau? Sau, dacă se adoptă o hotărâre în sensul ăsta de către autoritățile. Se poate, prin hotărâre și local, să suportăm contravaloarea dezinsecție pentru persoane fizice și juridice. Deci se poate, nu? Sau nu se poate? Pentru că la curățenie nu se putea. În baza care e deci? Aici intervine legea 373 care nu se poate să plătești. Nu, nu e eroare. Nu e eroare, este perfect legal, dar acum de asta sunt o eroare pentru că nu vreți să acceptați că și dincolo se poate. Hai, lasă-mi. Juridic, spuneți. Doamna secretar, vă rog frumos, precizări. Nu este că la asta au vrut să se face referirea. Deci, în sensul care se întâmplă tot orașul. Asta, în sensul ăsta. Prin felul ăsta s-ar putea face, însă nu e aceeași situație pe care cum considerați? Eu am adus acum și am exprimat un punct de vedere. Am încheiat, doamna președinte. Mulțumesc. Nu, deci trebuie clar. Doamna secretar, vă rog frumos, lămuriri legat de ce să spun juridic. Articolul ăsta face referire la anumite situații punctuale care se pot fi atunci când se face dezinsecție, dezinfecție. În niciun caz municipalitatea nu poate să plătească asta pentru tot orașul, pentru toate persoanele fizice și juridice, nu așa. Dar pot exista situații punctuale și atunci va fi necesar o hotărâre de Consiliu să fie, eu știu, o stare de bloc unde să fie focat infecții. Leonard, deci poate să fie o scară de bloc sau, eu știu, unde să fie un focar de infecții constatat în sensul ăsta de organele competente trecut și unde... În situații de urgență. Exact. Și unde locatarii să fie într-o... să aibă situație materială mai mult decât precară și să nu fie capabil să facă din fond... Deci, situații punctuale, dar la general, în niciun caz, eu nu cred că se poate... Da.